Ministerul Justiției a început astăzi o nouă etapă de selecție pentru postul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. De astăzi și până în 24 august, inclusiv procurorii vor putea să-și depună dosarele de candidatură. Cei interesați să ocupe postul de procuror șef DNA vor trebui să prezinte, printre altele, minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 5 ani. Cei care îndeplinesc condițiile de înscriere în concurs vor participa la un interviu cu Ministrul Justiției, care va avea loc în perioada 3-5 septembrie anul curent. Aceasta este cea de-a doua etapă de selecție a unui șef la DNA, după ce la precedenta sesiune din iulie s-au înscris trei procurori din cadrul DNA și unul de la parchetul general, dar ministrul Dorel Toader a fost nemulțumit de proiectele manageriale ale acestora. Ministrul Toader a spus și ce așteaptă de la viitorii candidați la șefia DNA trebuie să-și facă program managerial din care să rezulte starea de fapt actuală a DNA-ului, din care să rezulte măsurile de îmbunătățire a activității, din care să rezulte și un grafic privind realizarea măsurilor de îmbunătățire a acestei activități, pentru că un program managerial obligatoriu trebuie să cuprindă radiografia autorității DNA, a spus ministrul justiției. Dacă va selecta un candidat, ministrul va înainta această propunere CSM, iar ulterior președintelui României, care va avea ultimul cuvânt în numirea viitorului șef DNA. Postul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a devenit vacant după ce fosta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși, a fost revocată din funcție de președintele Claus Iohannis.